Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Iată-ne din nou la Vieți Transformate. Din nou invitatul nostru este Mihai Rosuș Mișu. Am rămas într-un moment de, de uh, suspans în episodul anterior când se gândea să facă un pact cu Dumnezeu. I-a propus lui Dumnezeu un pact. Dacă Dumnezeu îl scapă de pușcărie, el se pocăiește. Vă reamintesc, stimați ascultători, Mihai a crescut într-o familie cu un tată alcoolic, violent, care pleca în concedii cu amantele, nu cu mama lui. Bătăile erau la ordinea zilei în familia lor, în jurăturile și cel mai rău lucru, în continuitate, lui spunea că nu este bun de nimic și că pușcăria o să-l mănânce. Mihai, din nou, bine ai venit la vie Transformate. Bine, v-am regăsit. Între timp, ai furat. Te-ai înhăitat cu băieții din cartier, ai furat o mașină și ai trecut printr-un accident cumplit în care efectiv trebuia să fii mort sau pe un pad de spital sau într-un scaun cu rotile, dar da. o, mână, o mână albă, nu mâna ta, al nici mâna prietenului care era cu tine în mașină, ci o mână albă tras de volan, astfel încât mașina nu s-a lovit frontal de un pom spre care vă îndreptați, ci s-a lovit lateral și voi ați scăpat doar cu o mică zgârietură. Da, da. Am, am continuat să fac pactul ăsta cu Dumnezeu, zic Doamne scapă-mă de pușcărie, nu-mi doream să, să, adică, într-un fel îmi doream sau într-un fel și nu-mi do nu doream, deci era așa cu, cu vorba aia cu un ochi râs cu unul plângi, uh, pentru că viața de pușcărie și așa pentru, via, pentru băieții de cartier e ok, dar... Uh, să stai 3 ani de zile să pierzi uh, într-o curte, îi, mă gândeam, zic, mamă, 3 ani de zile ce să fac? Hai să zicem că fac, poate stau pentru bună purtare un an jumate și, da, și un an jumate ce să fac acolo? Mă rugam așa, mă rugam, am, stăteam acum, efectiv, nu eram nici cu băieții, nu eram, dar nu eram nici cu Dumnezeu, stăteam așa în, în, în lunile astea, din februarie până în septembrie, când, când trebuia să se pronunțe sentința definitivă. Accidentul a avut loc în februarie, accidentul în de februarie, mașină, da. erai cu o mașină furată, n-aveai da. carnet, n-aveai permis de conducere, da. mașina, mașina era furată. Nu și nici nu era matriculată mașina și am fugit și de la locul accidentului, deci aveam toate capetele de acuzare. Și a venit uh, luna septembrie, m-am prezentat la uh, judecătorie. Procurorul deci nu s niciodată uh, pe acel procuror care s-a ridicat și a zis inculpatul Rosuș să ridice în picioare, m-a ridicat în picioare din box acuzaților și m-a zis așa, pentru faptul că ai săvârșit și m-a zis toate infracțiunile, uh, ești condamnat la 3 ani și 6 luni m dat, uh, de închisoare, dar având în vedere a continuat el, dar având în vedere că ai fost minor în perioada de eu am împlinit 18 ani în 6 ianuarie, în 9, ianuarie în 9 februarie s-a întâmplat toată treaba asta, ori au greșit ei în acte, ori Dumnezeu a făcut, dar fiind faptul că ai fost minor în data săvârșirii accidentului. Și cu antecedentele, că ai mai avut și alte antecedente. Da, dar ei, au, ei cum să zic, au greșit, nu cred că au greșit. Dumnezeu a făcut așa o, o, să creadă că eu sunt minor, dar noi n-am fost minor atunci, aveam 18 ani și o lună. Bine, Când poate stă... că s-au gândit și ei, că acum na, 18 ani și un pic. Da, dar după lege ești minor la 18, până la, an până 0, la 18 ani, da. Și atunci au zis, da, da, datorită faptului că ești minor, uh, acești trei ani și șase luni de zile îți trecem cu suspendare, pentru că ai fost minor. Wow. Atunci m-am trecut prin cap, zic, mamă, Dumnezeu m-a salvat iară. Wow. O zi n-ai intrat la pușcărie. O zi n-am intrat la pușcărie. Și atunci am zis, clar că Dumnezeu a acceptat, a acceptat deal-ul meu cu, cu el. Târgul. Târgul. Și atunci am zis, wow, eram fericit, eram fericit, mamă, că nu m-am dus la pușcărie. Am atât de fericit în ziua aia, dar, vedeți, când nu e serios, adică când nu ai toată inima, atunci. Uh, cu te joci cu Dumnezeu. Și după, ce, după ceva timp. Să am. Nu prin... zici că te-ai mai juca așa patra m -am jucat așa patru oară. M-am jucat așa patru oară, m-am jucat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu uh, m-a lăsat. Am zis, Doamne Dumnezeu meu, am, am, am căzut. M-am dus înapoi în anturaj. Am zis, Doamne Dumnezeu meu, știu că am greșit. Te rog frumos, lasă-mă. Până de Crăciun, să apropia să Crăciunul, bine trecuse un an și ceva de zile, trecuse după ce s a pronunțat sentința în septembrie, am mai stat pe cale până pe octombrie-noiembrie, din noiembrie am căzut, Dumnezeu m-a lăsat în pace cam până în vară, în vară iar a început să mă mustre conștiința și atunci am zis Doamne ca să umor conștiința asta că nu puteam să dorm, nu puteam să dorm cu conștiința asta că mă auzeam vino, vino, vino. Și uh, am zis, Doamne, mai lasă-mă până de Crăciun. Era vara. Am zis, Doamne, lasă-mă până de Crăciun, că de, de, de Crăciun, e îi, sărbătorile, îi, intri în atmosfera aia creștinească. Zic, Doamne, promit. Mie să mă -a lăsat. A zic bine. La, te las. A trecut Crăciunul. Nu m-am dus la biserică, n-am intrat în atmosfera creștinească, nu m-am adus aminte de Salvatorul meu, dar după două zile de, de la Crăciun iară conștiința. Nu te-au căutat cei de la biserică? Mă căutau cei de la biserică, mă căutau cei de la biserică dacă... Băgai motive. Isi, da, băga motive, nu pot, s obosit, fel și fel de, 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 de lucruri. Sau dacă insistau foarte mult, mergeam și stăteam 10-15 minute ca să mă vadă acolo și după ce începea biserica, plecam m-am mustat chiar conștiința după, a doua zi, după două zile de, de, la Crăciun și am zis, doamne, iară să-l mint, Ei, că să-l mint, nu, nu vreau să-l mint, pentru că Dumnezeu nu poți să-l minți, nu, găsesc așa un cuvânt anume. Am zis, doamne, mai lasă-mă până de, după Revelion, doamne, Revelionul, știi, încep anul cu tine, ca la început, începem anul împreună. Dar la Revelion deci... tragem o beție cruntă da, și... Da, tragem, -o, deci facem... Ultima mea petrecere, Doamne. Ultima mea zi de petreceri de, de, de Revelion și după Revelion, în 1 ianuarie, mă trezesc și gata. Copil schimbat, transformat. Copil schimbat, tot, transformat. Tot. Tot. <laughs> a trecut Revelionul, um, m-a lăsat Dumnezeu nebunia mea. După iar două zile, iar i-am continuat, vă dați seama, am continuat, după două zile, iară m-a venit conștiința. Iară Haide, haide. Și atunci am zis, Doamne, nu pot acum, e ziua mea 6 ianuarie, Doamne, nu pot acum, mai lasă-mă puțin de ziua mea, de. E, după aia zic, Doamne, Dumnezeu, mă chiar îmi doresc. Tot înțeles ce înseamnă din Biblie răbdare, dar înțeles ce înseamnă că Dumnezeu are îndelungă răbdare. Da, Dumnezeu știți cum e. Pe Dumnezeu uh, nu poți să-l păcălești. Unul la mână, doi la mână, Dumnezeu uh, are har, cu mine au avut har. Și o să vă zic că o să vedeți în continuare de ce am avut har. Pentru că eu am avut un prieten care tot așa uh, se juca cu cu Dumnezeu, și într-o zi mă sună un prieten și că vin o repede că uh, prietenul tău a murit. Exact identic ca mine. Ba sus, ba jos, ba sus, ba jos. Și el n a, fost, n -a căzut dec decât de două ori așa să juca cu Dumnezeu. De două ori. Și Dumnezeu l-a a avut un accident de mașină, l-a călcat mașina pe, pe, pe stradă. O luat, bine, au o luat -o și o super doză de drog și probabil cum se clătina pe stradă, au venit o mașină din plin și, și au murit. și uh, Au fost și eu uh, mormânta, mormântat, adică nici nu au fost să mormântat. vă dați seama Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu pentru că uh, părinții nu -au, au putut să-l să aducă în țară și au fost dat ca și uh, studiu uh, la uh, niște el, studenți de la medicină. Deci Dumnezeu cu Dumnezeu nu e o joacă. Dar nu știu cum... Ai ajuns și tu la droguri? N-am ajuns la droguri. Nu am ajuns la droguri și nici, la, nici nu prea plăcea să, 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 mă îmbăt pentru că uram băutura din cauza tatălui meu. fumam... Eram, bine, eram un tip foarte violent, eram foarte timpul, eram cu bătaie, eram un tip care îmi, sare muștarul repede și sar la bătaie repede, atunci, acum, <laughs> nu mai. și am zis, Doamne, lasă-mă lasă să, lasă să mă petrec de, de ziua mea, și după ce mă petrec de ziua mea, mă, mă întorc. A trecut și ziua mea, m-am petrecut. 6 ianuarie. 6 ianuarie, a trecut și ziua mea, m-am petrecut. Dar veneau și Paștele după aia. Veneau și Paștele, <laughs> da. Eu cred că Dumnezeu mai a avut răbdare până la că Vă zic de ce. Uh, am uitat de Dumnezeu. Dumnezeu m-a zis, ok, fă ce vrei. Și uh, între timp, în, în anii ăștia în care m-am povestit, între timp, mama mea s-a la Dumnezeu. Mama mea l-a cunoscut pe Dumnezeu și mama mea a plâns foarte mult pentru mine pentru că vedea că eram tot timpul, fugeam de acasă, aveam probleme cu poliția și mama mea plângea, deci faptul că și așa era necăjită că tatăl meu o bătea sau o jignea toată ziua, vă dați seama că după ce s-a întors la Dumnezeu asta mai lipsea să mă vadă pe mine prin pușcărie sau prin alte locuri răuflamate. Și atunci mama mea a plâns foarte mult pentru mine și mama mea s-a întors la Dumnezeu și, și uh, dorea foarte mult ca toți, noi toți trei copiii ei să, să ne întoarcem în Dumnezeu și să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, nu așa parțial cum vream eu să-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a lăsat în nebunia mea și uh, în data de 19 ianuarie, era într-o sâmbătă, în timp ce mă jucam cu niște băieți pe PlayStation, eu vreau să vă zic că n-am suferit în viața mea de nimic. N-am avut probleme cu inima, n-am avut probleme cu absolut nimic. singura problemă a fost cu apendicita care m-a care am fost operat, dar rest în viața mea n-am avut probleme cu, cu, nimica. În data de 19, în jur de ora 7, 8 seara, dintr-o dată am simțit că nu mai am aer. M am zis, n-am fost bolnav absolut de nimica și dacă ce vă povestesc acum poate pentru unii o să creadă că e un, Lucru SF, dar nu e un lucru SF, e un lucru real. Pentru că viața de după chiar există. Și în timp ce, ce mă jucam cu, cu băieții, cu prietenii mei, uh, am simțit că nu mai am aer. Trăgeam. Uh, uh, uh. Și atunci uh, l-am zis la, 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 la prietenii mei, băi, eu mor. Ei când au văzut uh. că nu mai am aer și că m-am îngălbenit la față, au fugit toți. Au deschis ușa și au fugit toți afară, din casă. Eu atât am apucat să mă duc în camera. cameră. Nimeni n-a sunat la salvare. La... Nimeni n-a sunat nimic. Au fugit, s-au speriat și au fugit toți. Eu am intrat în camera unde era mama mea și atunci atât am apucat, să-i zic mama mor. Și când am zis mama mor am picat jos și am văzut din nou îngerul ăla care v-am zis că l-am văzut pentru prima oară. Era un înger mare, alb și au zis haida. Și atunci m-a trecut pe minte toate lucrurile rele care le-am făcut m-am ridicat, îmi vedeam, vedeam pe toți deci vedeam efectiv pe toți din cameră, vedeam pe mama mea că se roagă, vedeam trupul meu și a venit îngerul ăsta și a zis Haida și am zis unde mergem? Și l-a zis la judecată și când m-a zis judecată m-a trecut ca un film tot tot răul care am făcut, tot răul, cum am furat de la, de la oameni bătrâni, uh, cum am jignit, cum am bătut, cum toate lucrurile rele care le am făcut în, în, în viața mea și uh, m-am adus aminte de, de uh, predica care zicea Codreanu că odată ce Dumnezeu dă sentința, lucrurile nu mai se pot schimba. Și eram înfășurat, eram într-o ceva negru maroniu, eram într-o haină neagră manorie și înfășurat cu lanțuri. Și îngerul ăsta a venit și a pus mâna pe mine și mă ridicam, în văzduh și mă ducea și mă ducea. Și știam că dacă ajung în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu dă sentința, zice pleacă de la mine blestematule că nu te-am cunoscut niciodată, ți-am dat atâta șanse de te-ai juca cu mine tu ai crezut că eu sunt Dumnezeu cu care poți să-L să, 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 să mituiesc sau crezi că poți să faci lucrurile cum vrei tu și atunci din, nu știu, e o groază, deci știam că mă duc în ea, deci nu știu, n-aș vrea la nimeni deci, pua, deci, simți o groază când ești pierdut, nu știu, eram nu știu cum să vă zic, n-am cuvinte și strigam Dumnezeule mare, Dumnezeule mare, deci vă dați seama, deci strigam cu tot, tot ce eram eu ca și, nu știu, ca și duh cum eram, strigam Dumnezeule mare, nu mă lăsa, mai dăm o șansă Dumnezeule mare, nu mă lăsa, strigam, eram disperat, că știam că dacă ajung în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi zice pleacă de aici blestematule, pentru mine s-a terminat pentru totdeauna. Și am strigat, vă, vă zic sincer, deci, au fost niște cele mai cumplite momente din viața mea, și am început să strig Dumnezeule, nu mă lăsa, nu mă lăsa, nu mă lăsa, mai o șansă, mai o șansă, tati, mai dăm o șansă, tati. Și, wow, eram disperat și dintr-o dată Dumnezeu m-a zis, mai îți dau o singură șansă, mai îți dau o singură șansă și dintr-o dată, ca un, mai ta cu flexul, toate lanțurile de exact de sus, din cap până în picioare, s-au tăiat așa dintr-o dată și dintr-o dată din haina aia care era maronie uh, neagră, dintr-o dată au devenit un alb strălucitor. Și m-am trezit dintr-o dată atunci în, în trup, plângând și am zis, Doamne Dumnezeul meu, de astăzi gata. De azi nu mai mă joc cu tine, tati, niciodată. Și după două zile m-am întâlnit cu prietenii mei, m-am zis, gata de azi încolo viața mea se va schimba. A fost, a fost gata? A fost gata. A fost gata <laughs> pentru că v-am zis cu Dumnezeu, nu e, nu e o joacă, Dumnezeu te îngăduie. Eu am avut har, v-am zis, uitați, prietenul meu ăsta, de două ori, de două ori să a jucat cu Dumnezeu. Eu m-am jucat cu Dumnezeu de patru ori, nu de patru ori, de multe ori, că și de ziua mea, și de Revelion, și de Crăciun, și cu visele, și cu... Deci am avut mult, mult har din partea lui Dumnezeu. Și Uh, știam clar și toți pe mi-au zis într-o lună ești înapoi. Și vă zic că au trecut 12, 13 ani și nu mai am să înapoi, și uh, astăzi. Uh, am o familie. Dumnezeu m-a ajutat să fiu antrenor echipei naționale de fotbal de stradă. Dumnezeu m-a dat izbăvire și. Dumnezeu a făcut lucruri mari, mari. Deci, dacă mai mă chemați o dată la emisiune, vă zic: Dumnezeu a făcut niște lucruri fantastice cu viața mea în continuare. Spune-ne spune acum. Nu știu dacă aveți timp pentru. Mai avem 10 minute. După ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a chemat să sujez să pe cei de la orfelinate și. Uh, am lucrat 5 ani de zile ca și voluntar și m-am atașat foarte mult de, de, de oameni acestea care la fel n-au afecțiune și uh, vă zic că 80% din ei ajung pe stradă sau în pușcărie sau în centrul de reeducare pentru la fel, faptul, faptul că n-au afecțiune, eu caut această afecțiune și faptul că eu am trecut pe acolo, am zis Doamne Dumnezeu-mi m-ai pus în cea mai bună lucrare, că, care să fiu cel mai eficient și M-am implicat foarte mult în. și am zis, Doamne Dumnezeu, eu nu prea știu așa, dar zic, Doamne, eu ce știu, așa ce am învățat, e fotbalul. și am zis, Doamne, prin fotbal vreau să-i să aduc pe acești oameni la tine. și uh, am făcut un, uh, un club de, de, de fotbal cu copiii străzi și. Uh, mă duream, îmi doream foarte mult să avem și eu un teren de fotbal. și am zis, Doamne Dumnezeu, mă te rog din tot sufletul meu, ajută-mă să. să, să, să să-mi acest teren de fotbal și uh, ajută-ne să participăm la diferite competiții care chiar contează și nu e la diferite competiții și vedeam că acești băieți se schimbă și că renunță la droguri, la aurolac, la uh, faptul că îi e acolo, le dai ceva, preocupare uh, și nu mai fură. Vedeam așa chiar că Dumnezeu îi schimba și chiar șeful lor s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și astăzi, în ziua de astăzi, își trimite zeceala la biserică și e un om schimbat și uh, Dumnezeu așa m-a călăuzit fantastic să iau un apartament, să închirez un apartament și am Doamne Dumnezeu, n-am bani să, să închirez apartamentul ăsta, dar Dumnezeu a zis, eu ți-am dat această lucrare, eu, eu să vă voi purta de grijă și am încheiat acest apartament și au venit niște americani și m-am dat seama și zis, uite, avem niște bani pentru tine să-ți dăm, am strâns de acolo din America și uh, exact banii ca să plătim chiria și să, uh, să stai acești, și acești oameni ai străzii. A, atunci, ați închiriat apartamentul pentru oamenii străzii? O, pentru oamenii A, străzii. Nu pentru tine? Nu pentru mine. Nu, nu, nu pentru mine și Dumnezeu chiar atunci m-am -am gândit, am zis Doamne Dumnezeu, eu știu că dacă, atunci am simțit că Dumnezeu chiar vrea să, 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 să facă lucruri mari prin, 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 prin lucrarea aceasta și uh, îmi de unde spuneai în episodul anterior că din cauza faptului că tatăl tău îți spunea că nu ești bun de nimic și te-ai dus la un club de fotbal și nu te-au primit acolo pentru că tu te gândeai că și așa nu ești bun de nimic. În prima fază, da, dar în a doua fază am, 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 am reușit. N-am stat foarte mult, am stat, cât, am stat aproape vreo 2 ani de zile și îmi plăcea foarte mult fotbalul și îmi place fotbal. -ul. Nu sunt eu cel mai talentat, dar îmi doream foarte mult să și eu să fiu la echipa națională și îmi doream să ajung și eu să sunt cânte imnul și uh, vreau să vă zic că Dumnezeu face niște lucruri fantastice și Dumnezeu uh, îți uh, dacă vede că ești credincios, Dumnezeu îți binecuvântează visele și vreau să vă zic că într-o zi a venit un uh, un preot, un preot catolic la noi la biserică la ziua mulțumirii și uh, Osta stat de vorbă cu mine și i-au plăcut foarte mult proiectul și au zis, mă, uite, am un prieten care uh, organizează împreună cu UEFA un campionat uh, mondial, Ne ai vrea să participi? Și am zis, cum să nu, aș vrea să participi și uh, m dat adresa de e-mail, am scris acolo uh, cei de acolo au fost foarte încântați că făceam de mulți ani lucrul ăsta și imediat uh, m-au chemat uh, să fac echipă și să mă duc în Australia și am zis, doamne, în Australia dar nu avem bani, nu avem și am zis, Dumnezeu, eu lu pentru tine. N-ai văzut de atâta ori că eu lu pentru tine? Lasă-mă pe mine să, să, să fac lucrurile astea și uh, primesc un telefon într-o zi, uh, am înscris acolo această competiție, trebuia să facem los de vă uh, 16.000 de euro, 15-16.000 de euro să plătim biletele de avion, pentru cazare, erau toate asigurate. Ce înseamnă fotbal de stradă? Fotbal de stradă înseamnă că este doar pentru oamenii cu probleme sociale, care stau pe stradă, care sunt în orfelinate, care uh, au probleme sociale și uh, se joacă puțin diferit, se joacă cu mantinela și cei de a Homeless World Cup uh, organizează în fiecare an diferite competiții, în diferite uh, țări uh, și chiar atunci în 2008 era în Australia când ne-au invitat și pe noi și au zis doar atâta să ne facem rost de bani, pentru a plăti biletele de avion și am zis, mamă, în Australia, mamă, băieții ăștia nu știu cum arată avionul și îi duc pe ei în Australia. Și Dumnezeu a zis, nu vezi, puțin credinciosule, uite-te la mine să vezi că eu, eu o să fac lucruri mari. Și primesc un telefon de la Tudor Giurgiu, de la fostul director de la TVR și zice, uite, vreau să fac un film documentar despre naționala asta de fotbal de stradă și nu-ți fac tu probleme de bani pentru că eu o să, să fac rost de bani ca să Ajungeți în Australia. Și Dumnezeu a făcut exact cu două săptămâni înainte să primim banii și cei de la HBO și împreună cu Tudor să fac acest film uh, documentar și să ajungem în Australia și să, uh, să bucure băieștia, băieții ăștia de, 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 de acest eveniment unic care reprezenta România și să-ți cânte imnul acolo exact cum îmi doream eu și... Uh, Dumnezeu mă da și trece înaintea celor de la Federația Română de Fotbal. Tot așa n-am cunoscut pe nimeni și tot am încercat prin relații să sun în stânga, în dreapta și nimeni nu mă băga în seamă. Și atunci am zis, Doamne, m-am săturat să sun pe unul și pe altul. Mă duc, zic, Doamne, țin mâine o zi de poș și mă duc în numele tău la Federația Română de Fotbal. Nu cunosc pe nimeni, dar mă duc în numele tău, Doamne Dumnezeu, și știu că tu vei deschide uși. Și nu o să uit niciodată că m-am dus acolo la Federația Română de Fotbal. Eram așa crispat. O veni la mine. Uh, gardianul, ce vrei mă? Am zis, domnul, cau pe domnul Ionuț Lupescu, care era atunci a mâna dreaptă al numit Sandu de la Federația Română de Fotbal. Cine ești tu, mă zice, să cauți tu pe, pe Ionuț Lupescu? Mi zis, domnule, nu sunt nimeni, dar vreau să vorbesc cu el. Și atunci un om, un președinte, era atunci președintele de la uh, Bistrița, de la clubul Bistrița și eu zis așa, mă, lasă-l în pace, zice, nu mă cunoștea omul ăla. Dacă îl caută pe Ionuț Lupescu, lasă să se aștepte pe Ionuț Lupescu. Și au venit domnul Ionuț Lupescu și m-au primit și au fost încântat de proiect și ne-au ajutat cu echipamente și exact ce avea echipa națională mare, așa, ne-au dat și nouă. Și Vă zic, de atunci așa Dumnezeu a lugat lucrurile și am fost în Brazilia, am fost în, în Mexic, am fost în Chile cu echipele a astea naționale, am fost în Italia, în Polonia, în Franța și Dumnezeu ne-a dat izbăvirea, am și câștigat campionate mondiale, europene și Dumnezeu a făcut lucruri mari. Dar felicitări, felicitări, felicitări. Mulțumesc frumos, dar înainte de a, de a vă, vă spuneam de terenul de fotbal, acolo am, am simțit că chiar Dumnezeu face o minune. Uh, am început să lucrez să, să, să construiesc terenul de fotbal. În Timișoara, să construiesc acest teren de fotbal, pentru că nu aveam unde să ne antrenăm, și tot timpul când mergeam la școală vineau poliția, ne scotea afară, mai ales că nu eram uh, de pe, cu gubeții de pe stradă, Și vă dați seama, toată lumea. Nu, e, nu le se dă, urât. da. se purtau urât cu noi. Și atunci am zis, Doamne, vreau să, să mă ajut să construiesc acest teren de fotbal. Și am zis, Doamne, Dumnezeule. Dacă tu îmi deschizi o ușă, eu mă duc să lucrez uh, 3 luni de zile în Spania, și 80% din tot ce câștig vreau să-ți să, să, să să dau, să dau ție, să, să facem acest teren de fotbal. Și uh, Dumnezeu parcă a văzut așa inima mea sincer și că vreau să-i ajut pe copiii ăștia și vreau să aduc această bucurie. Și uh, mi s-a deschis o ușă să, 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 mă duc în, să mă duc în Spania. Eu, înainte de, de a începe uh, proiectul ăsta cu, cu, fundația, uh, cu fundația mea, am mai fost 6 uh, uh, luni de zile în Spania și am plecat, pentru că am simțit că Dumnezeu nu, nu mă cheamă acolo. Am simțit că lucrarea mea e aici. În, în... Și am zis, Doamne, Dumnezeu, știu că Tu vei face lucruri mari. Când m-am ajuns acolo la graniță, între uh, Spania și uh, Franța, am și un a vrut să mă lasă să, 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 să intru în, uh, în Spania. Și au zis că ne pare rău, trebuia nu știu ce voucher atunci de la hotelul și în fine. Șoferul m-a dat jos în, din autobuz, m-a aruncat bagajele și atunci am zis, Doamne Dumnezeule, tu m-ai chemat în Spania, Doamne, și uite-te, aveam 5 euro la mine, 5 euro și mergeam și m-am luat bagajul și mă rugam, Mi zis, Doamne Dumnezeule, nu cunosc pe nimeni aici, nu cunosc limba franceză, n-am decât 5 euro la mine. Tu m-ai chemat aici, Dumnezeu De ce îmi faci lucrurile astea? Și în timp ce mă plimbam, m-am dus m-am întors înapoi la colo la gară. Uh, au venit o femeie la mine care n-am cunoscut în viața mea și care n-am n-am văzut în viața mea și au zis: "Dumnezeu m-a trimis să ți dau 100 de euro." Și, pa, a rămas așa. Surprins și au zis: "Îți dau 100 de euro." Și fiul meu vine și te duce în Madrid, de, de acolo, de la graniță, vine și te duce în Madrid cu mașina lui personală. Și m a dus în Madrid. Și uh, am rămas așa șocat. Am zis, da, Doamne Dumnezeu, tu ești chiar frenic de laudă, că tu ce încep duci la bun sfârșit. Și m-am dus la o biserică uh, spaniolă acolo și l-am rugat pe păstorul să zic. I-am -am spus proiectul meu ce vreau să fac și am zis dacă vrea să mă lase după ce face el colecta să-mi prezint și eu proiectul și dacă vrea cineva un euro, 2 euro să dea pentru proiectul ăsta, e extraordinar. Și el a fost încântat de proiect și m-a lăsat să, să, să spun. La sfârșitul bisericii a venit o femeie, că a, acolo aici a fost momentul cheie în viața mea, când am, am știut că Dumnezeu chiar mă cheamă la lucrarea asta. A venit o femeie și a zis uh, vorbea spaniolă. M-a zis așa, eu nu sunt din biserica asta. Aseară am avut un vis, zice. Am avut un vis în care uh, spunea că în biserica asta o să vină un om care o să facă o colectă specială pentru proiectul cu copiii străzii. Și uh, și o zis, Dumnezeu, dă-i tot ce ai tu în casă. Și ea a zis că s-au trezit dimineața și au uitat și -o zis, Doamne, n-am decât 5 euro sau n-aveam foarte mult. Și atunci am zis, Doamne, nu dar ce am eu mai de preț în, 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 uh, ca să-i dau la băiatul ăsta. Pentru că vorbe nu pot să-i dau vorbe, adică pot să-l încurajez dar el are nevoie de bani și zice, atunci s-a uitat că avea foarte multe aur avea inele multe de aur avea 3-4 lanțuri de aur și atunci au zis, Doamne Dumnezeule vrei să-mi să dau tot aurul ăsta pentru copilul ăsta? Și atunci Dumnezeu a zis, da. Și eu a zis, dacă Dumnezeu m-a zis să-ți dau tot aurul ăsta și a zis, afară de verighetă și-a scos tot tot aurul de pe ea toate tot lanțul fost, nu știu, destul de mult, 20-40 de grame, nu mai țin -mi de, de, de aur și o zis, uite aici, dacă Dumnezeu m-a zis să ți dau, ți le dau cu cea mai mare bucurie. Și atunci m-am dat seama că Dumnezeu, când începe, duce la bun sfârșit și face lucruri din imposibil, posibil. Da, sunt uh, lucruri absolut uh, extraordinare, minuni pe care Dumnezeu le face într-un mod dumnezeiesc la finalul uh, emisiunii noastre, pentru că mai avem doar un singur minut, aș vrea să te rog să ne spui despre copilul pe care l-ați înfiat tu și soția ta. Da, uh, eu împreună cu soția mea, ne-am dorit foarte mult să avem copiii noștri, dar Dumnezeu așa a făcut încât uh, deocamdată nu avem copiii noștri și soția mea lucrează chiar într-un centru cu persoanele cu dizabilități și a primit acolo un copil care, dintre mulți alții, care s-a atașat foarte mult și Uh, într-o zi eu venit acasă și eu mergeam destul de des acolo să-i ajut ba, cu, să pună un cablu, ba, ce au nevoie pentru că nu sunt bărbați acolo și tot ce au nevoie și eu m-am atașat foarte mult de, 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 mult de acești copii și mi erau foarte drag, dar niciodată nu m-am trecut prin minte să înfiez de acolo un copil și într-o zi eu venit acasă și era foarte supărată că copilul acesta după ce l au crescut, de mic copil uh, trebuie să se ducă la alt centru pentru că acolo se stă doar până la vârsta de 6-7 ani de zile și atunci Dumnezeu a zis, de ce nu luați voi? De ce nu luați voi? Mai că ea l-au crescut și atunci am zis, i-am zis, Amy, hai să lăm noi. Și a zis, wow, nici n-am îndrăznit, zicea, să, 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 ceră lucrul ăsta. Am zis, de ce nu? Hai să lăm noi, că pentru că asta e menirea noastră, să-i ajutăm pe oameni. Și dacă ne ajută Dumnezeu, anul ăsta vrem să lăm și pe frăților, frățiorul lui, care are un frățior încă de un an și patru luni și și vreau să vă zic că e o minune, ne-a schimbat viața copilul ăsta, îl simțim așa pe Dumnezeu mai mult pentru că vezi dragostea uh, unui părinte față de copil și noi nu facem nicio diferență că nu-i copilul nostru natural ci un copil înfiat pentru că și noi suntem tot așa înfiați de Dumnezeu și ne bucurăm fantastic de mult de el. Și eu uh, mă bucur și cred că și ascultătorii se bucură de uh, istoria aceasta tulburătoare a vieții tale. Uh, Dumnezeu să, să vă ajute, să vă binecuvinteze în continuare. Amin. A fost împreună cu noi la vieți transformate Mihai Rosuș, stimați ascultători. Mișu a crescut într-o familie cu un tată alcoolic, violent, uh, în bătăi, în jurături. Tatăl era cu alte femei, uh, cu amante. A crescut uh, spunându-i să în continuu de către tatăl său că nu este bun de nimic, dar uh, Dumnezeu a avut alt plan. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze, stimați ascultători. Ați ascultat emisiunea Vieți transformate.